Bine te-am găsit! Bună seara, Radu! Bună seara tuturor! Se demonstrează, iată, că investiția enormă de timp și de resurse pe care Joe Biden și campania sa au făcut-o în Pennsylvania a dat roadele așteptate. De altfel, a fost statul pe care Joe Biden s-a concentrat cel mai mult în această campanie. Și-a anunțat candidatura în Philadelphia, Pennsylvania. Își stabilise inițial, înainte de începerea pandemiei, sediul central de campanie în Philadelphia, iar în ultima săptămână, cât am stat noi în Statele Unite, zilnic cineva, dacă nu Joe Biden însuși, cineva din staful său de campanie, dintre apropiații săi, a fost într-o localitate din Pennsylvania. În ziua alegerilor, Joe Biden a mers de dimineață în localitatea în care s-a născut, orașul Scranton, tot în Pennsylvania, bineînțeles, și a vizitat casa natală și a lăsat acolo un mesaj pe peretele din living, din această casă, la Casa Albă, cu voia lui Dumnezeu. Iată că toate aceste momente din campanie, toată această investiție s-a materializat acum. Pe de altă parte, se materializează, se pare, și cel mai mare coșmar al lui Donald Trump, care a insistat încă de la începutul campaniei, tot în legătură cu statul Pennsylvania, a cerut în repetate rânduri oprirea numărării voturilor în acest stat, unde s-a înregistrat un număr record de voturi prin corespondență. Ramona, pentru că ai fost în mijlocul oamenilor, în mijlocul americanilor, nu știu dacă poți să vezi imaginile pe care le-am difuzat până mai devreme, cu oameni în stradă care efectiv sunt foarte fericiți la aflarea veștii că Joe Biden ar fi ieșit președinte. Cum am putea explica aceste imagini? De unde atât de multă dezaprobare, să spunem, pentru Donald Trump și atât de multă susținere pentru Joe Biden? Pentru americani a fost un șoc, au fost un șoc declarațiile lui Donald Trump începute încă din noaptea alegerilor privind fraude la vot și solicitările sale de a nu se lua în calcul anumite voturi. Noi în România suntem obișnuiți cu astfel de retorică, s-a întâmplat la multe alegeri. Însă în America este pur și simplu un șoc că, ca un politician și nu un politician oarecare, președintele în exercițiu al Statelor Unite, să iasă și să spună că anumite voturi exprimate de cetățenii americani în perfectă legalitate nu ar trebui luate în considerare. Este un lucru pe care l-am auzit repetat la toate televiziunile americane, toți comentatorii spun asta, indiferent de culoarea lor politică, inclusiv lideri republicani l-au corectat pe Donald Trump și au spus că nu există până în acest moment dovezi concrete privind fraudarea alegerilor și ca atare absolut toate voturile trebuie numărate și trebuie luate în considerare. Rămâne de văzut. Dar Ramona, îți mulțumesc foarte mult pentru că ni te-ai alăturat în direct. Cu siguranță în zilele următoare vom avea nevoie de tine aici în platou să ne explici mai bine cum s-au văzut lucrurile acolo la fața locului. Suntem acum în direct prin telefon cu domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bună seara! Bună seara! Se mai poate întâmpla în acest moment ceva care să răstoarne, iată, acest anunț pe care l-am primit în această seară, că Joe Biden este al 46-lea președinte al Statelor Unite, și ce înseamnă mai exact un rezultat oficial? Un rezultat oficial în momentul în care electorii în mod efectiv depun voturile din partea statelor pe care le reprezintă, nu există excepții din acest punct de vedere, adică 99,99% în istoria Statelor Unite, electorii au confirmat numărul de voturi care a rezultat din alegeri. Sigur, de luni vor începe contestările. Probabil o perioadă de timp, o săptămână, 10 zile, echipele de avocați al lui Trump vor transmite tot felul de contestații în legătură cu tot ce s-a întâmplat în acest proces electoral. Aici este interesant de făcut o subliniere. În urmă cu câteva ore, marile outlet-uri de presă, marile trusturi de presă conservatoare, de dreapta, inclusiv Fox News, îi recomandau președintelui în exercițiu ca după aflarea rezultatului alegerilor să fie elegant.
Deci semnalele erau ceva mai... O chestiune foarte importantă. E o cutumă și poate nu doar în Statele Unite. Cel care iese câștigător vine și își asumă oficial acest lucru. Cel care pierde asemenea. Vom asista la cel de-al doilea scenariu mai exact? Adică Donald Trump își va asuma oficial înfrângerea? Nu cred că se va întâmpla prea curând acest lucru, ceea ce va reprezenta o mare problemă, pentru că în acest timp, chiar dacă a ieșit un pic din atenția presei, pandemia de COVID-19, oamenii mor, pandemia în continuare bântuie America, se pierd în continuare locuri de muncă, perspectiva economică se îndreaptă spre recesiune, deci este nevoie ca o administrație cu putere executive de tipul celor pe care le are președintele american să fie cât mai repede în funcție. Am putea estima cât s-ar mai putea prelungi această situație incertă și foarte pe scurt. Ce ar însemna pentru România, ca oficial Joe Biden, să devină președintele Statelor Unite, luând în calcul relația acestuia cu țara noastră? Și foarte pe scurt, ce ar însemna pentru România, ca oficial Joe Biden, să devină președintele Statelor Unite, luând în calcul relația acestuia cu țara noastră? Pentru România special este un semnal foarte bun. Sigur, și administrația Trump a fost una în regulă în relația bilaterală, dar Biden ne cunoaște foarte bine și în perioada următoare veți auzi niște nume care urmează să fie desemnate, persoane desemnate în funcții de răspundere în zona militară, de politică externă și de securitate americană, pe care le cunoaștem foarte bine și care ne cunosc foarte bine aici la București. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Diaconescu, pentru intervenția dumneavoastră în telejurnal. Așadar, informația serii: Joe Biden a câștigat cursa prezidențială din Statele Unite. Vorbim despre niște proiecții pe baza cărora, iată, Joe Biden a obținut 273 de mari electori, ceea ce îi asigură un mandat la Casa Albă.